Salut! Salutare amatorilor, ce faceți? Noi astăzi am ieșit din nou la o partidă de pescuit. Suntem pe o locație care o cunoașteți. Suntem la a treia partidă aici, pe Valta Bun Noroc. Se preconizează o vreme frumoasă, apa este destul de liniștită, limpede, frumoasă, după cum puteți observa. Sperăm să avem și ceva drilluri astăzi. Apa este destul de rece în continuare. Azi noaptea au fost minus 3 grade aici, din ce am putut să văd pe termometru. Și să vă spun câteva cuvinte despre baltă. Are o suprafață destul de mare. Cred că se întinde pe ca lungime pe 5-600 de metri lungime, iar lățime are undeva la pe capul bălții aici 10-80, cam așa. Astăzi am venit să pescuim din nou la feeder. Am sondat substratul de dimineață. Am văzut cam despre ce e vorba aici. În partea asta e destul de mult măl. Am găsit o mică structură undeva la vreo 50 de metri, unde sper să și reușesc să adun câțiva pești pe vad acolo și sperăm să avem drilluri frumoase. Vremea este la ora asta, cred că sunt vreo 0 grade, 1, destul de frig afară, dar se preconizează o vreme frumoasă, undeva la 15 grade și sperăm să avem și o zi frumoasă, ca să zic așa. Rămâneți aproape de noi și nu uitați să vă abonați la canalul nostru și ne urmăriți și pe Facebook, pe pagina noastră Amatori de Pescuit. Fire întinse, prieteni! Nemernicul stă cu ea în gură, măi, tata. Nici nu l-am văzut. Nici nu l-am văzut când a tras. Ce faci, cara sau crap? Crap.
deci este luat la râmă. Și stătea cu ea în gură, uite. Campionul, tati. Mergem și la domnul Lucian să vedem cum a mers partida de pescuit astăzi. Ce faceți, domnul Luci? Ați abandonat lupta? Nu mai am de-astea. Ce? Munturi. De ce? Ți l-a aranjat David? Nu, aici, cu toți. Am înțeles. Acum pescui fără muntură. Aoleu! De când? Le-ai pierdut după toate? Nu știu dacă toate, dar... Juvelnicul e golă? Deocamdată, că nu știu. Să mai prins la fără montură. O să-l grăs, bă. Eu să strângem, nu? Ca să prindem pe zi, nu? Să prindem la să-l grăs. Nu, dar asta, că am pește acasă. Dar trecută doi n-am așteptat cu pește. A. Cumpărat de ea, tot crapa. Apa este foarte rece și cam nimeni după baltă nu a prins. Am văzut un crap la vecinii de vis-a-vis și încă doi am înțeles că au mai fost prinși undeva în diagonala mea. În rest, nimic. Apa e foarte rece. Am băgat mâna în ea mai devreme când am făcut filmarea pe sub apă și cred că are vreo 2 grade, mai mult nu are, 2-3 grade. Foarte rece apa. La a doua trăsătură, al doilea pește pe care l-am prins, nici n-am sesizat măcar când a tras. Asta e. Cu toate că monturile sunt fine, s-a liniștit așa de frumos balta. Dar pe cât de liniște este pe baltă, la fel de liniște este și la capătul firelor noastre. Asta e.
Cam asta a fost pentru astăzi, prieteni. Rămâne să strângem echipamentul și să plecăm acasă. A fost o zi frumoasă, chiar dacă peștele nu a mâncat. Ne-am distrat, am stat la soare, cu toate că dimineața a fost foarte frig. Rămâneți aproape, nu uitați, abonați-vă la canalul meu pentru a rămâne la curent cu noutățile pe care le voi posta acolo. Urmăriți-ne și pe Facebook, like and share la pagina noastră. Rămâneți aproape de noi, fire întinse tuturor!